Toată lumea știe ce este media aritmetică a două numere. Dar ce este media geometrică a două numere? Aristotel, grecii antici și mai ales adepții lui Pitagora știau de existența mediei aritmetice și a mediei geometrice încă din acele timpuri. Media geometrică indică noțiunea de exactitate, corectitudine, nu neapărat în ideea de absolut, cât de egalitate relativă. Haideți să vedem un exemplu concret pentru a înțelege această noțiune. Romeo vrea să cumpere un smartphone pentru Julieta și știe sigur că ei îi place să facă multe fotografii cu telefonul și să stea la discuții ore întregi. Primul telefon are o cameră video cu 5 megapixeli și o baterie de 5500 mAh. O a doua opțiune are 10 megapixel și o baterie de 4000 mAh. Dacă ar fi să comparăm cele două variante pe baza mediei aritmetice, vom avea 5 plus 5500 supra 2 egal 2752,50 și 10 plus 4000 supra 2 egal 2005. Bateria este reprezentată de un număr atât de mare încât rezoluția camerei pierde din valoare. Dar haideți să vedem ce ne indică media geometrică pentru aceleași două situații. Radical din 5500 ori 5 egal 165,8, radical din 4000 ori 10 egal 200. Prin urmare, comparând camera video a smartphone-ului prin raportare la media geometrică, obținem un răspuns corect și putem lua o decizie argumentată. Media geometrică este apreciată ca o mărime medie mai exactă atunci când comparăm mărimi relative care nu sunt direct însumabile, dar admit operația de înmulțire. Revenim acum la matematică și vedem cum se calculează media geometrică a două numere pozitive. Care este media geometrică pentru 2 și 32? Mai întâi, înmulțim termenii 2 ori 32 egal 64. Apoi, întrucât sunt două numere, vom aplica radicalul, radical din 64 egal 8. Ceea ce înseamnă că media geometrică a lui 2 și 32 este radical din 2 ori 32 egal 8. Ca și formulă, media geometrică a două numere pozitive, A1 și A2, este radical din A1 ori A2. Media geometrică a N numere pozitive, A1 până la AN, este. Dar, în ce alte situații ne poate folosi media geometrică? Media geometrică exprimă ritmul mediu de creștere. Ne ajută să calculăm variația procentuală. De exemplu, să presupunem că o acțiune ce valorează 1 euro câștigă în primul an 10%. 1 euro devine 1,1%. În al doilea an 15%. 1 euro este 1,1%. 15 și în al treilea an 20%. Un euro devine 1,2. Imaginea de mai jos ne arată că la finalul celor de-al treilea an un euro va însemna 1,518. Prin urmare, vom avea o creștere de 0,518 euro. Dacă aplicăm media aritmetică celor trei creșteri, obținem valoarea. Dacă aplicăm media geometrică a celor trei creșteri, obținem valoarea. Ceea ce ne arată clar că media aritmetică supraestimează rezultatul. Calculul în baza media aritmetice a creșterii este de 15%. Calculul în baza mediei geometrice a creșterii este de 14,9%. În acest tabel poți vedea cu ușurință ritmul mediu de creștere. Media geometrică este mai des utilizată în economie și în situații în care se compară mărimi diferite. Și un ultim exemplu. Dacă știm că erau 270.000 de jucători de Minecraft la ora 7 dimineața și 510.000 la ora 9 și vrem să estimăm numărul lor la ora 8, cum putem să facem o estimare cu o eroare mai mică? Dacă utilizăm media aritmetică, estimarea este. Dar dacă folosim media geometrică, estimarea este, ceea ce reprezintă o estimare mult mai corectă: 390.000 mai mare decât 363.730. Te așteptăm cu noi conținuturi din matematică și nu uita, dă de veste colegilor tăi și profesorilor.